arătăm cam ce așteaptă nou în acest spital. Și eu ca pacient poate am angoase când mă duc într-un alt spital, așa și pacienții care vin la noi au temerile lor. Și tocmai de aceea apreciem ajutorul noastră că ne ajutați să le arătăm că devenim din ce în ce mai buni, devenim din ce în ce mai curați, din ce în ce mai dotați în dorința de a asigura servicii medicale cât mai de calitate. Astăzi v-am invitat la inaugurarea unității de primire urgențe a spitalului nostru. Poate știți, poate nu. Face parte din cele patru unități de primire urgențe din România. Iar Brașovul fiind orașul din centrul țării, cred că este foarte important din acest punct de vedere. Ne adresăm în principal, avem un statut de spital regional, deci ne adresăm în principal județului Brașov, județului Covasna și Harghita, dar și unei mulțimi din ce în ce mai mare turiști care tranzitează Brașovul sau vizitează Brașovul. În ceea ce privește sumele alocate de către Consiliul Județean pentru că aceste reparații, renovări, reabilitări, noi le facem întotdeauna cu bani de la Consiliul Județean și care an de an sunt din ce în ce mai mulți. O să-l invit pe domnul președinte să vă spună. Dacă mai rămâne ceva la sfârșit sau doriți să vă mai răspund la niște întrebări, cu cea mai mare plăcere. Și încă o dată vă mulțumesc pentru că sunteți. Bună ziua! Și eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți de fiecare dată la conferința noastră de presă. După cum am declarat încă de la începutul mandatului meu, sănătatea reprezintă un domeniu extrem de important, iar acest lucru este nu doar o declarație a unui politician, ci acest lucru se transpune prin fapte. Dacă în anul 2016, la nivelul tuturor unităților medicale din județul Brașov, alocasem sume în valoare de 8 milioane de lei, putem spune că anul acesta avem în implementare în spitalele brașovane, doar din alocările bugetare de la Consiliul Județean, peste 31 de milioane de lei. Dacă stăm să ne raportăm strict la Spitalul de Copii, vedem că în anul 2016 au fost alocări din bugetul propriu al Consiliului Județean de 1.130.000 de lei, iar în prezent avem 4.196.000 de lei. În afară de resursele pe care le-am avut la nivelul bugetului Consiliului Județean, am făcut permanent diligență de a găsi soluții de finanțare și am apelat atât la oportunitatea care ne oferă astăzi Programul Operațional Regional și am aplicat pe fonduri europene și, de asemenea, am făcut diligență către Ministerul Sănătății și am încercat să găsim soluții de finanțare pentru spitalele brașovene și, de asemenea, am făcut în așa fel încât să găsim și alte soluții de finanțare, țara cum este Compania Națională de Investiții, care în prezent derulează un proiect în județul nostru. Este o mare bucurie să vedem că lucrările care au fost derulate pe parcursul acestor ani sunt lucrări care închid și se vor închide spre finalul acestui an, spre începutul anului viitor. Practic mai sunt foarte puține zone care mai trebuie abordate. De această dată inaugurăm unitatea de primire urgență. În perioada următoare ne vom ocupa și vom inaugura și ambulatoriu. Trebuie știut faptul că avem și un proiect care l-am depus pe fonduri europene, tot pentru Spitalul de Copii, în valoare de peste 10 milioane de lei pentru echipamente medicale pentru ambulatoriu. De asemenea, sunt o serie de lucrări care le-am făcut și la spălătorie, și la sălile de curs de la etajul 2, centrală termică. Practic, am încercat, în funcție de propunerile care au venit din partea conducerii Spitalului de Copii, să facem în așa fel încât să nu deranjăm activitatea medicală, să găsim soluții de a avea fluxurile necesare pentru a avea vize de funcționare și am făcut în așa fel încât aceste proiecte să fie implementate în urma opțiunilor manifestate de către conducerea spitalului. Fiind pe acest subiect, vă pot spune că am fost prezent vineri la Ministerul Sănătății, împreună cu domnul primar Scripcaru. Am stat de vorbă referitor la acel ordin de ministru care era pus pentru transparență. Domnul ministru ne-a asigurat că acel ordin va fi dat în perioada următoare.
a dat sarcina colegilor lui din Ministerul Sănătății pentru a se organiza în acest sens și pentru a emite acest ordin, dar să l-am și asigurat că, din punct de vedere natural, atât Covasna cât și Harghita sunt două județe care, și în prezent, fără să existe un document prealabil, sunt arondate județului nostru și multe probleme medicale din cele două județe vin către unitățile medicale din județul nostru. În afară de ceea ce spunea domnul director, clar, în primul și în primul rând avem ca și adresabilitate cele trei județe, în principal județul Brașov, dar județul Brașov este cea mai importantă destinație turistică a României. Știm cu toții că în perioada de vară și chiar și în perioada de iarnă, unde din punct de vedere al domeniului schiabil avem cel mai mare domeniu schiabil din România, avem foarte mulți turiști și cred că un spital de copii și celelalte unități medicale trebuie pusă la punct, fiindcă avem o adresabilitate, de ce nu, și din partea celor care ne sunt oaspeți. Vă mulțumesc și cu siguranță cred că vom vedea mult mai multe lucruri la fața locului în momentul în care vom merge la unitatea de primire urgență. Dacă aveți să ne puneți întrebări.